meciul destul de greu. Echipa de la, din Brașov ne-a pus probleme reale. Chiar am văzut și eu un meci în care un adversar ne pune probleme reale. Ultimul an și jumătate n-am avut un adversar de puternic. Din fericire pentru noi, jocul a curs în favoarea noastră. Cred că am stat mai bine la capitolul fizic și cred că avem și 3-4 jucători care totuși au experiența meciurilor din ligile superioare și și-a spus cuvântul. Oricum, la Brașov pus în echipă, vor câștiga puncte, părerea mea. Pentru că am văzut determinare și ardoare. Și chiar este justificată pretenția echipei de a promova, deși anul ăsta cred că se vorbească de noi. În trecut erați înjurat de brașoveni, acum sunteți înjurat de oltenii. Păi da, nu e mie să nu mă înjure, eu sunt vinovat de serviciu. Cum vă zic? Sunt da, că nu jucați în Craiova? Și asta, și că s-a ajuns aici. Și... Cum vedeți discuta cu Turnu Măgurele? Nu cred că Turnu Măgurele este contracandidată numărul 1, cred că Brașovul. Pentru că chiar dacă am învins astăzi, nu s-a terminat campionatul aici, are o echipă robustă. Și zice să fiu ce am, pentru că eu așa cred și locul și asta îmi spune, sunt jucători atletici, sunt puternici. Florin Costenea, cu Dumnezeu. Noi încă, cred că încă are o decalaj de pregătire, mai sunt și alți 3-4 jucători care se intră în echipă, care dumneavoastră nu-i cunoaște, dar care sunt foarte buni. Nu, avem un lot foarte, foarte bun pentru nivelul ăsta, avem un lot foarte bun și nu cred, în mod normal n-ar trebui să avem probleme, dar fotbalul se joacă pe teren și vedeți că se surprize. Noi sper să suntem pe locul 1, înțeleg. Sper să rămânem aici până la final. Mulțumim! Mulțumesc!